CanCan.ro a intrat în posesia unui filmuleț straniu, în care amanta care i-a spart casa Oanei Zăvoranu face descântece de dragoste de tip voodoo, specifice vrăjitoarelor. Contactată pe marginea acestui subiect, actrița ne-a declarat că este convinsă de faptul că Alex, încă soțul său, este ținut ca un prizonier în acea casă, prin mijloace neortodoxe. Oana ne-a spus, printre altele, că soțul său avea o privire ciudată în momentul în care a plecat de acasă. Alex a plecat cu ochii jucându-i în cap rău, transfigurat și foarte agitat, vorbind numai prostii fără sens, ne-a povestit bruneta. Mai mult, ea se declară extrem de îngrijorată în ceea ce îl privește pe soțul său. Oana apelează la vecinii amantei lui Alex să o ajute dacă dețin vreo informație despre acesta. Sunt foarte îngrijorată pentru el. Este încă soțul meu. Vreau să aflu că este în siguranță. Am auzit discuții foarte dubioase cu peștele acestei prostituate, a adăugat Oana.